Pe data de 1 și 2 noiembrie, la Casa de Ajutor Reciproc a pensionarului Speranța din Pucioasa, a avut loc aniversarea a 55 de ani de activitate de la înființarea Casei de Ajutor Reciproc, Speranța, Pucioasa, și inaugurarea noului sediu. Referitor la ziua 1, pe data de 1 noiembrie, aș face precizarea că în filmul pe care dumneavoastră să-l vedeți la postul de televiziune al Federației Omenia TV, am filmat și am stat de vorbă cu președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, Speranța Pucioasa, domnul Diaconescu Dragomir, cu salariații, cu consilierii, și se vede un salt categoric între vechiul sediu și actualul, în care sunt condiții de lucru cu pensionarii foarte civilizate. Și în premieră pentru majoritatea Casei de Ajutor Reciproc am fost în vizită și în comuna Șotânga, o sucursală foarte puternică cu 2 angajați, cu circa 1200 de pensionari, atât din Șotânga cât și din zonele limitrofe localității Șotânga. Dumneavoastră vedeți filmulețul și aș ruga pe toți președinții Caselor de Ajutor Reciproc, în funcție de posibilitățile care le-au, repet această rugăminte care am făcut-o, să ne trimită filmulețe, poze, fotografii, materiale scrise pe care noi să le publicăm în revista Omenia sau pe site-ul Federației Naționale Omenia. De asemenea, dacă faceți anumite filmulețe, ar fi bine ca să le trimiteți și noi să le punem pe postul de televiziune online Omenia TV. Dar jucați să înțelegeți că noi nu putem să trimitem cameramanul nostru pe Nicolae Lucian, nu putem să-l trimitem peste tot. În primul rând, e vorba de cheltuielile pe care le facem și, în al doilea rând, pur și simplu nu se poate. Nu există posibilități, din punct de vedere al timpului, să filmăm absolut la toată lumea și aș ruga să manifestați înțelegere față de acest lucru. Noi am vrea să avem 2-3 cameramani și să-i trimitem la toate casele de ajutor reciproc, dar e vorba de bani, iar cu această ocazie reamintesc că salarizarea cameramanului Nicolae Lucian este făcută de către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia, pentru că federația este foarte săracă din punctul acesta de vedere. Cu banii pe care îi strângem, cei 35 de bani sau 30, cum era înainte, în primul semestru al anului 2012, nu se pot face mare lucruri. Eu vă las pe dumneavoastră să urmăriți filmul, să judecați, să vedeți progresele care s-au făcut, pentru că progresele fiecarei case de ajutor reciproc a pensionarilor din România este și progresul Federației în ansamblu. Faptul că s-a făcut o deschidere la schimburi de experiență, asta spune foarte mult față de închistarea care era acum 5-6 ani, când se privea o schimb de experiență între mai multe case de ajutor reciproc, se privea ca o risipă a banilor pensionarilor. Suntem la intrarea în nou sediu al Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Speranța. Vedem o vilă care a devenit sediu al CARP-ului cu toate utilitățile necesare pentru a fi ajutați pensionari. Domnul președinte, aici este biroul dumneavoastră, vis-a-vis sala de consiliu. Sala de consiliu, de altfel este o sală multifuncțională. Haideți să vedem. Deci e sala de consiliu, unde se pot desfășura și ședințele de consiliu, unde cei 22 de casieri colectori din CARP, din sucursale, vin la sfârșitul lunii pe bază de planificare și își fac documentele de așa și cum vine săptămânal, de asemenea au acces. De asemenea și Consiliul Director, când vine
zilnic aici. Merge mai departe. Deci aveți un oficiu. Deci aici un oficiu unde urmează să-l amenajăm în continuare, unde se poate servi un mic dejun, face o cafea și se sta, deci, fetele. Da? Aici e serviciul contabilitate. Să rămână, bună ziua! Mă numesc Corina Andronescu Sterghiu și sunt contabilă principal. Lucrez în cadrul biroului de contabilitate și am aici împreună cu mine, mai sunt două doamne contabile și o doamnă de recuperare a debitelor. Și dumneavoastră, doamnă, cine sunteți? Stoica Maria Mihaela mă numesc. Am două sunt economiste, domnul președinte. Sunt contabilă în cadrul acestei instituții și mă ocup cu instrumentarea creditelor, cu operarea lor în calculator, cu verificarea carnetelor, a contribuțiilor și calculul ajutoarelor nerambursabile. Spuneți dumneavoastră ce sentimente vă încearcă acum că v-ați mutat de la vechiul sediu aici? Două vorbe din inimă, ce simțiți? O mare emoție, în primul rând. Emoție și mulțumire. Și o mare bucurie, pentru că este munca așa noastră de 20 de ani. De când lucrați la carte? De 21 de ani. 21 de ani. Multă sănătate. Mulțumesc. Să ieșiți la pensie, să lucrați în continuare. Da, așa ne dorim. Da, și mai să la fel. Da, mulțumesc. Eu sunt și mai veche, de 28 de ani lucrez. Da, la trecere. Câți ani de 28 de ani, de la 18 ani. Da. Și sunteți deci, economist cu studii superioare, da? Da, și masterat. Multă sănătate. Da, mulțumesc. Și spor la treabă. Mulțumesc. Și aici avem contabilul. Stăm de vorbă cu contabila șefă, doamna Nicoleta Geală. Spuneți, vă rog, vă întreb și pe dumneavoastră, cum vă simțiți în nou sediu? Ah, foarte bine. E un sediu mult mai mare, mult mai spațios. Condițiile sunt foarte bune. Și mulțumim domnului președinte că dânsul a fost cu inițiativa noului sediu. Vă doresc multă sănătate. Mulțumesc, domnule. Vă rog să spuneți. Biroul Comisiei de Cenzori. Așa. Formată de trei. Doamna Florescu Elena, președinte. Deci președinta Comisiei de Cenzori sunteți dumneavoastră, doamna Florescu. Florescu Elena, da. De când lucrați la car, doamna? Din 2004. 2004? Da. Și dumneavoastră, cum vă numiți? Pastor și Ioan. De când lucrați la CARP? La CARP de 4 ani. De 4 ani. Da. Mulțumesc. Și dumneavoastră, stimați. Toma Maria. De când sunteți la CARP? Eu sunt mai veche. Cea mai veche, da? Cea mai veche din Comisia de Cenzor. Sunt câțiva... Cred că sunt peste 10 ani. Peste 10 ani. Păi de asta am spus, peste. Da, păi... De asta am spus că peste 10 ani sunt. Mulțumesc mult de tot. Deci dumneavoastră studiați, verificați documentele. Da, da. N-ați găsit fraude, n-ați găsit nimic, totul este conform reglementărilor în vigoare, da? Da. Bine. Nu este. Deci eu sunt convins de lucrul acesta, pentru că vă cunosc mai îndeaproape, să zic așa, decât cunosc și în alte case de ajutor reciproc, pentru că noi avem o vinișoară acolo și ne mai întâlnim și văd, am văzut pas cu pas tot ceea ce s-a făcut în bine pentru casa de ajutor reciproc. Foarte multe lucruri s-au făcut în urmă. Multă sănătate vă doresc. Mulțumim, sănătate și la dumneavoastră. Unul din numeroasele grupuri sociale ale CARP-ului. Aceste grupuri au fost și înainte, când această clădire era o casă de odihnă, dar bineînțeles că acum sunt renovate, aranjate, de fapt toată casa de ajutor reciproc, toată clădirea a fost reparată capital, ca să spun așa. Aici un mic oficiu cu de toate. Deci o mică bucătărie, bucătărioară sau oficiu în care se fac... Un aragaz cu tot ce este necesar. Da. Acolo este central, aici avem demisolul. La demisol avem trei căperi, o magazie și două camere destinate arhive. Deocamdată în curs de amenajare. Și aici este secretariatul, aici după cum spune și relații cu publicul contractul, și contractul. Da. Să mergem înăuntru. Să mergem înăuntru. Da. Doamna, bună ziua. Bună ziua, Chiuaru. Stați jos, vă rog. Vă rog, stați jos.
Spuneți-mi, vă rog, că sunteți membru al Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarilor, da? Da. De câți ani sunteți membru? Mult. De mult? De mult. 10 ani, 15 ani? Peste 10 ani. Sunteți mulțumit de serviciile pe care vi le acordă Casa de Ajutor Reciproc? Da, foarte mulțumit. La cabinete medicale ați fost? Mai fost, dar mai rar așa. Ați mai fost, nu? Cabinete medicale ale cabinetul medical al Carpului. Ați văzut, nu? Da. Da, da. Și acum ați venit să faceți un ce? Un împrumut? Un împrumut, iară. Un contract de împrumut. Da. Ce sumă vreți să ridicați? Băi, Oana, ce sumă vrei să ridic? 15. Cât? Câți bani vrea să... Da. 20 de milioane, 2000 de roni. 2000 da. De lei, nu? Da. Da. Bine, vă doresc multă sănătate. Să rămână, doamnă, vă ajutați să vă prezentați. Președinte. Nichita Mihaela, sunt secretarul Casei de Ajutor Reciproc. Spuneți, vă rog, cu ce vă ocupați dumneavoastră? Sunt secretarul Casei de Ajutor Reciproc Speranța Pucioasa. De cât timp? Din ce an? Din secretar sunt din 93, înainte am lucrat în birou contabilitate. La birou contabilitate și acum este secretar. Secretarul... Unele din 84, cu o întrerupere de 2 ani. Da. Da. Deci aveți vechime. Și? Da, domnul președinte. Ce faceți aici? Deci vin pensionarii să contracteze... Împrumuturi, solicită ajutoare de toate tipurile, de ochelari, de tratament balnear, de proteză, de intervenție chirurgicală, ajutoare aprobate de Consiliul Director, care au, mă rog, o metodologie aparte pentru persoanele în dificultate, care sunt imobilizate la pat, dependente de alte persoane. Care pot să meargă până la? Care pot să meargă până la 500 de roni, în funcție de vechimea ca membru al casei. Și ultimul ajutor pe care îl acordați pensionarului este ajutorul de deces. Și de ajutorul de deces, am zis ultimul, mai multe tipuri de ajutoare. Ultimul ajutor... Pentru pensionar este ajutorul de deces, care are o valoare în funcție de vechime ca membru al și casei, ca o vechime mai mare poate să depășească ajutorul pe care îl dă statul. Acordă statul, da. Să rămână acum. Bună ziua, Gurgu Maria. Cu ce vă ocupați? Sunt funcționar arhivar. Lucrez din 2000. Arhive, ce mai faceți? Și referendum aici la secretariat, îndocumimă cereri de împrumut, deci, ajutoare, contracte, tot. Da. Și dumneavoastră? Tronic Roxana. Cum? Tronic Roxana. Da? Cu ce vă ocupați? Secretariat. Secretariat. Contracte de împrumut, exact. Care însușoară și colegii dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate. Aici avem caseria, avem 5 posturi, deocamdată se lucrează la 3. Mortoiu Ramona. Sunteți casier. Casier. Ce faceți în casă? Încasăm membrii. Încasați rate de la pensiune. Da, rate, cotizație, contribuție. Da. Multă sănătate, Sărona. Și dumneavoastră? Cum vă numiți? Cliselu Cristiana. Casier. Casier. Aceleași activități ca activități și colegați noastră. Și încasator și plătitor. Deci încasări și încasări și plăți. Dăm împrumutul, da. Trebuie Emilia. Faceți același lucru, da, și da, toate, da, la fel toate. Deci primiți rate. Spuneți, vă rog, cine sunteți și cu ce vă ocupați? Mă numesc Ponta Corina, sunt casier central la... Caseria centrală. Caseria centrală la CRP Speranța Pucioasa. Deci la sfârșitul zilei, la dumneavoastră, se contabilizează toți banii, da? Da, da. Se, da, face se, face, se face registrul de casă, bine, se contabilizează tot. De aflăm în fața sedului, da, la intrarea principală, unde astăzi așezăm placa pentru cinstirea evenimentului și în memoria președinților care au fost la CARP până la noi și la noi și actualul Consiliu Director, contabilul șef, comisia de cenzori și secretarul. Ziua. Aici sunt sursarele noastre. Ne îndreptăm spre garaj, care va găzdui microbuzul nostru, Mercedes, cu 19 locuri, plus 1 șoferul 20, pe care facem excursiile cu membrii noștri. Cea mai mare este... Da, 37-40, asta a fost media, 37, da. Suportat de CARP, dăm costuri, da.
Și aici avem celălalt microbus de 8 plus 1, unde la fel îl ținem la adăpost pe timp de iarnă și noaptea să-l și ferim. Folosește pentru deplasarea salariaților la... Corect, și în sucursale, la adunat de bani, și că nu-i lăsăm. Banii se colectează zilnic. Da. Din sucursale, îi depunem în bancă ca să nu avem probleme. Se spune că atunci când vezi casa unui om, trebuie să-i vezi și toaleta ca să vezi cât de gospodar este. Pentru că sunt unele așezăminte, nu numai case de ajutor reciproc, care au o toaletă, mai bine nu te duci la ea. Foarte frumos, deci două locuri aici. Da, aici pentru femei. Pentru femei. Cu săpun acolo și da, tot ce da, trebuie. Da. Pentru bărbați avem un pisoar și o cabină. Și bineînțeles cuveta, apă caldă, apă rece. Domnul președinte, vă rog să spuneți câteva cuvinte despre cabinetul medical înainte de a intra. Deci în 2005 am reușit să cumpărăm un apartament cu două camere la parterul acestui bloc, care i-am dat destinația, deci l-am cumpărat cu scopul precis de a face un cabinet medical pentru pensionari. Am obținut aprobările respective și el funcționează legal acum ca un cabinet medical al nostru. Deci despre aici avem firma noastră în care ne facem cunoscut faptul că avem acest cabinet. Sunt afișate ce facilități acordăm noi și mai multe înăuntru. Și am înțeles că afară de medicul de medicină generală, mai nou ați angajat un avem și un medic specialist. Spediție imagistică. Avem medic care ne face ecografiile de foarte bună calitate, așa, și suntem foarte mulțumiți de activitatea dumneavoastră. Am pășit ușa cabinetului medical, doamna asistent pădurarul Mirara. Să rămâne, doamna asistentă. Domnul Chioaru este numele meu. Președintele Federației Naționale a Castrului. Da, dumneavoastră sunteți asistenta cabinetului medical. Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Pădurarul Maria. Și cu ce vă ocupați? Momentan sunt pensionară, dar pensionară, sunt angajată a pensionarilor. Da. Și ce anume faceți dumneavoastră? Analize. Deci vin pensionarii pentru? Analize. Ce fel de analize? Medicale. Glicemie, colesterol și trigliceride. Deci le luați glicemia, colesterolul și trigliceridele. Da, și trigliceridele. Deci tensiunea. Nu e cabinet medical unde să te uiți la el să spui, domnule, du-te la nu știu care. Dumneavoastră faceți practic niște activități. Niște activități în folosul pensionarilor. Da, da. Avem dotare de fotorii rulante pentru membrii noștri care sunt în imposibilitatea de a se deplasa și le dăm gratuit pentru folosință. De asemenea, am cumpărat niște bascale cu ajutorul domnului director, așa, care le-am cumpărat la prețul de 40 de lei și le oferim cu 20 de lei membrilor noștri. Da. Medicamente. Și avem o farmacie naturistă. Farmacie cu medicamente naturiste. Naturiste la care nu practicăm niciun leu adaos comercial. Adaos comercial zero. Zero, da. Sunt imunostimulatoare, anticolerestemiante, antidiabetice, tot felul de tincturi, de somn, de îngrijire cosmetică. Avem câteva. Acesta este ecograful. Cumpărat anul acesta, a venit pe ziua de 9 martie. Cu ultimele sonde moi, în jur de 70.000 de lei noi. Deci facem ecografie la sân, la tiroidă și abdominală. Efectuăm lunea, miercurea și vinerea, în funcție de programări, ecografii abdominale, sân și tiroidă. Un electrocardiograf. Pe un program fare. Este un electrocardiograf portabil. Efectuăm EKG-uri la toți cei care se adresează. Prețul este foarte mic, numai 4 lei costă o electrocardiogramă. Deci avem în dotare și oscilometru. Acesta este un oscilometru cu care efectuăm oscilometrii
pentru cei cu arterite, cu diabet mai ales, care pot să facă și una din complicațiile diabetului, arterita diabetică. I-am cunoscut la București, la Federație, șefa firmei RomSaud, cu care avem o colaborare, vine o doamnă asistentă în fiecare zi de miercuri, face vizită medicală și așa, inclusiv audiogramă gratuit. Și ajută pe pensionari în obținerea aparatelor ajutătoare pentru auz într-un timp foarte scurt și la prețuri foarte convenabile. Un aparat pentru măsurarea densității osoase, ostedensiometru, le facem mai ales femeile, se adresează la această analiză. Ce face pensionarul? Pensionarul se descalță. Se descalță. Își îi dau un gel la călcâiș, fixează piciorul aici și se înregistrează rezultatul. Avem aici un otoscop cu care putem să punem în evidență dopurile de cerumen din interiorul urechii, pe care ulterior le și scoatem. Acesta este un tensiometru cu care măsurăm tensiunea arterială la toți pensionarii care intră în acest cabinet. Că vor, că nu vor, eu îi rog să le măsurăm tensiunea arterială. Și acestea sunt cele trei aparate cu care măsurăm glicemia, colesterolul și trigliceridele. Gratuit au dreptul la analizele acestea, glicemie în fiecare lună și colesterol și trigliceride 4 pe an, gratuite. Una pe trimestru. Tensiunea este gratuită la toată lumea, oscilometria este gratuită, mai este și măsurarea osteodensimetriei și tratamentul. Cei care au tratament acasă se prezintă aici, le fac tratamentul, injecții, pansamente, ce au ei de făcut. Două cântare avem, care îi cântărim pe toți membrii care vor și pe cei, în mod special, pe cei care fac măsurarea densimetriei la oase. Este obligatorie. Și aceasta o bicicletă? Bicicletă, da. Obținută pe un program fare. Așa, și aici avem centrala termică proprie. Dom'le, ne aflăm în fața sediului, sucursale din localitatea Șotânga, care este prima sucursală ca număr de membri după orașul Pucioasa, are 1200 de membri. Cea mai mare. Cea mai mare sucursală a noastră. Ne bucurăm de... Aici au fost marea majoritate a membrilor noștri, au fost minieri, au pensuri relativ bune, fac împrumuturi destul de bune și avem rezultate foarte bune. Doamne, spuneți numele dumneavoastră. Mă numesc Bucăloiu Mihaela. Bucăloiu Mihaela, sunteți șefă de sucursală, da? Casier. La sucursala Șotânga. Și am înțeles că e cea mai mare sucursală din Carpul Speranța Pucioasă. Da. Haideți, poftiți, vă rog, să intrăm. Haideți să vedem. Deci aveți 1200 de pensionari activi. Putem să intrăm înăuntru, da? Da, poftiți. Aveți calculator aici? Deci aveți un Xerox. Un Xerox. Aveți casă de bani? Da, avem. Deci aveți casă de bani? Da. Centrală proprie? Da. Frumos, elegant. Deci mai avem o doamnă aici care lucrează în regim de 2 ore. Trebuie să dau pensiile, da? Deci o ajută pe dumneavoastră că nu poate să facă față. Și la noi, la Șotânga, se încasează în jur de 1.300.000 lei. Noi înseamnă 130.000 de lei. Da. Da? Da. Aveți încasări destul de frumoase. Da, cred că... Da. Bine, să rămâna multă sănătate. Și peste tot am lucrat câte o casetă. Cum a fost și înainte la acțiunea Dați un loc pentru personalii săraci. Acum avem o acțiune pentru aparatul de măsurat osteoporoză. Și ne ajutăm cu fiecare cât adună din sucursala noi, cât se poate, îi adunăm și vin acolo să mai diminueze de efortul cal. Domnul președinte, noi ne cunoaștem de multă vreme, știm tot ce ați făcut dumneavoastră, toate lucrurile și realizările
remarcabile pe care le-ați făcut. V-aș vrea să spuneți câteva cuvinte, așa pe scurt, în câteva minute. De unde ați pornit, în ce an ați fost ales președinte, ce aveați atunci, câți membri aveați și cum sunteți acum, din punct de vedere al numărului de membri și al dotărilor. Vă rog. În primul rând, vă mulțumesc o cedere pentru toată la puțea asta. Pe mare onoare să vă avem în numărul nostru. Pentru că sărbătorim două evenimente foarte importante. Prima ar fi aniversarea 55 de ani de activitate la pensionarilor, Casa de Ajutor și Plătul a Personalului de Procesă, care din 17 decembrie 2003 a mai trimis Sultanul de Speranță. Mi-a spus Speranța, pentru că m-a întrebat mulți mai de ce există dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră, când veniți și deschideți, puneți mâna pe planță, la intrare, la cap, aveți o speranță. Ca să li se realizeze un împrumut, un ajutor, un ambasador, un ajutor de boală, alte și alte dorințe ale pensionarilor. Așa, deci ca să luat ființă la 8 decembrie 1957, la inițiativa la 146 de persoane. La lungul timpului au fost aleși 8 președinții pe mine. Eu s-au fost ales în iulie 2002. Deci am avut 10 ani în această vară de tot ce-mi primesc ca președinte. Deci, ce să vă spun, așa episodic, în 58, în august, aveam 849 de membri, în 2000, 11.800. În 2002, 11.479, când... 15.500, când ați venit dumneavoastră președinte. Și acum aveți... Dar în spate lor se spuneau foarte mulți inactivi, două miști aia, trebuie să-i scot, și să iau de la început, practic, am dat-o de la 9.000. Era 9.000, da. Și acum avem 14.871 de membri. Faceți 15.000 până la situație? Nu apropi, dacă nu în ianuarie, pe doamne, faceți. Vă doresc să faceți 16.000 la Dumnezeu în anul 2013. Aici este numărul 13, da, la față, da. Exact, faceți 2013 mii de pensionari. Am plecat de la ideea că acordăm membrilor facilități multe, ai membri mult. Ai membri mult, ai și bani mai mulți. Deci ce pot să vă spun, că la ora actuală noi avem 3 membri fondatori. Deci e scris la 1 ianuarie 1958, care sunt 3. De asemenea, mai avem 4, cu vechime între 50 și 54 de ani, care activează la noi încă sunt 4. De asemenea, vreau să vă spun cu vreo satisfacție că avem un membru care are vârsta de 104 de ani. Face 105 în aprilie, este doamnă Mărui Alb, dintre comunele și din sala noastră. De asemenea, mai avem 3 cu 99 de ani și 161 de persoane peste 90 de ani, la care noi avem evidența lor și avem un tratament aparte pentru dumneavoastră. Și probabil că parte din ei sunt veterani de război. Probabil că sunt și... Mai sunt mai multe femei acum. Dar probabil că sunt veterani de război. Da. Ca să anticipez, dar încă haideți să discutăm pe probleme. Avem o familie care cu multă satisfacție am depistat-o în februarie anul acesta, care are 73 de ani de căsătorie. Noi ne-am făcut o pasiune din a-i sărbători pe acești oameni. Soțul are 99 de ani, soția 92. Am fost la acasă, o să-i vedeți pe cliente așa. De asemenea, noi acordăm suma de 200 de ron sau de lei familiilor care au 50 de ani de căsătorie. Rău îmi pare că nu putem să organizăm o festivitate așa mai mare, ei fiind nerăbdători și zice, domnule, mă apuc eu să-i faci dumneavoastră, am trebuit să-mi refuz la fac. Și dăm o diplomă frumoasă, nu știu de avut. Și avea până acum 100 de familii. Vă dați seama că am cheltuit niște sume foarte, foarte mari.
imediat să termin. De asemenea, sărbătorim și premiem familiile cu 60 de ani, chiar dacă le-am dat la 50 și la 60 de ani. Avem 10 familii care până la 31 octombrie le-am premiat cu suma de 300 de lei, bineînțeles de familie, și cu o diplomă ca și la 50 de ani. E o tradiție frumoasă. Da, chiar. Cei care vor să vadă acest film, dar în cazul că la dumnealor nu există acest sistem de a cinsti pe cei care au vechime mare, care au vârstă de peste 80 până de ani, să fie într-un fel băgați în seamă mai mult decât sunt băgați în societatea de astăzi și că, în fond, scopul caselor de ajutor de ținut care funcționă este și asta, de a-i face pe pensionari să simtă mai bine. Spuneți-mi, vă rog, domnul președinte, ce v-a împins în luptă pe dumneavoastră? Ce v-a mânat să faceți atâtea lucruri? Eu vă cunosc pe dumneavoastră foarte bine. Știu că veniți dimineața aici și plecați seara. Și lucrați și sâmbătă și duminica. Și poate să supără unul președinte de carcuri. Eu, ca președinte de federație, de multe ori, când dau telefon la un car, caut în așa că să fie după ora 9 și până la ora 12.30, pentru că oamenii au treabă și nu toată lumea înțelege că trebuie să fii dedicat și zi lumină să lucrezi pentru car, că așa se văd și rezultate. Deci spuneți-mi dumneavoastră, ce v-a împins să faceți, să schimbați ritmul moșterii de la predecesorii dumneavoastră? De ce să vă spune dumneavoastră? Nu trebuie să vă spune tot motivul. Vreau să vă spun că eu sunt fiul unei familii de intelectual, învățător, care s-au preocupat toată viața lor de ridicarea nivelului în afară de treaba care făceau zi de zi, de educarea, nu numai atât, deci a funcționalizării sat. Care sat? La Diaconești, care acum este... Care face parte din Cucioasa. Deci de acolo. Și am fost 30 de ani șeful unei secții cu 400, peste 400 și ceva de salariați, unde m-am, în urmă, vă dați seama, în 30 de ani, câte mii de oameni mi-a trecut în... au pensionat, au venit la altcine. Și m-am apropiat de un domn. Și în această treabă, în momentul când am fost ales președinte, în spiciul meu pe scenă, m-a luat angajamentul că mă voi apleca în special pe problemă socială. Deci ați ieșit la pensie și cum foarte mulți, mai ales bărbați, dar și femei, doamne, am ieșit la pensie, dacă mai iese să mai fac de ceva, bine. Dacă nu, să-mi trăiesc niște viață. Voi dumneavoastră v-ați aruncat într-o luptă și ați început ceva ce n-ați mai făcut înainte. Ca și mine, ca și alți președinți de carcuri, un serviciu și o meserie total opusă activității pe care ați avut. Nu numai. Deci, acum, revenind la chestiunea noastră, deci în 2002, mă rog, pentru mine a fost o absolută noutate treaba ce are. Exact. M-am implicat pe parcurs, dar am zis, având în sânge spiritul ăsta de management, am schimbat cu totul și cu totul atitudinea și concepția, când fetele m-am dus prima pe fizibăm asta, de asta, de asta. Deci, în primul rând, am avut o informare, că dacă nu ai informația bună, nu poți să iei decizie. Absolut. Am avut noroc că vechiul președinte, care a fost, deci eu astfel primit în rând, implementase calculatorul în cartul Franța Cucioasa. L-am găsit implementat. Dar, având informația, am putut să iau decizia și am schimbat de la vechea mentalitate a președintelui de cap de trânci cu pălăriuță, să-mi iertați și treaba asta, în management. Și am făcut aici management. Deci am căutat și m-am fixat în cadrul consiliului director, m-am fixat repere și pe urmă am căutat mijloace. Asta e foarte important. E ușor să spui, vreau să-mi iau mașină, vreau să-mi iau putare, vreau să-mi iau putare. Dar dacă nu cauți mijloace... Și mai există și potrivirea
unor pensionari, zice, domne, din banii noștri v-ați cumpărat casă, din banii noștri v-ați cumpărat microbus, fără să realizeze că aceste investiții care se fac sunt pentru bine. Dar nu sunt banii lor. Pentru că ei nu sunt din banii lor. Cotizația lui rămâne și chiar sporește. Sigur că dar printr-o gospodărie judicioasă a banilor rămân niște bani, niște beneficii, care o parte sunt trecute la cotizația lor, iar o altă parte sunt trecute la cumpărarea de mașini, de case, de investiții pentru... Cu aprobarea adunării generale. Cu aprobarea adunării generale. Deci, la ce oră la serviciu? În 7:30 dimineața sunt prezent. Așa, și plec cu 17, 18, sâmbătă. Vă găsesc aici, eu da, vă la 9, la 13. Și duminica, dacă e cazul, sunt și sau vă mai lua și niște documente. A, acasă sigură mea. Deci, ce se întâmplă când plec, tot ce înseamnă cereri de împrumut rezolvată. Eu îmi permit să fiu un pic mai direct așa, da. Nu cu dumneavoastră, pentru că firmul ăsta o să fie văzut de domnește de toți președinții de campul, și să înțeleagă că dacă nu te implici în activitate, nu lucrezi de dimineață până seara, nu poți să obții rezultate. Și nu mai spun de faptul că sunt casele reciproc ale pensionarilor în România, care anul trecut încă n-aveau calculator. Știu. Da, zice. Deci încă vreau să vă mai spun niște amănunte foarte interesante, care le-am regăsit, în perenează, în schimbul de experiență, le-am regăsit la alți colegi. Și e bine să... Zic eu, să am ia aminte de viața noastră. Deci, de 14.861 de membri, la 31 octombrie, la Cuceasa sunt 3.306. Deci, 22,77,7% sunt în cele 22, între cele 17 sucursale, prin comunele învecinate. Avem 17 secții. Sale, unde noi ne-am propus începând de atât câțiva ani să amenajăm sedii unde se pot desfășura lucrurile foarte, foarte o să vă întreb ceva, doamnă Cucita. La Târgoviște aveți membri? Da. Am aproape 400. Aveți 400 de membri. Aveți o sucursală acolo? Nu. Bine, oamenii să vorbă în vorbă. Deci există o concurență. Nu mai există. Concurența naște progres. Da. Deci oamenii dacă vin aici, au un motiv. Eu nu vreau să discut despre tine. Dar un motiv de vină. Nu, eu vorbesc de faptul ăsta pentru că în București sunt 8 case de acolo pensionarilor și există concurență, concurență loială. Și concurența în general naște progres. Oamenii nu trebuie să teamă de concurență, ci să înțeleagă. Pentru că ăsta e capitalismul. Capitalismul înseamnă concurență. Doar concurența cel mai bun obține rezultate mai bune din cel care este mai comod, să zic așa, să nu folosesc un termen mai dur. Dar nu fi de dimineață până seara în mijlocul pensionarilor. Și nu numai. Și mă rugă comune. Adică vă spun acum. Spuneți, ce se întâmplă? Avem 17 sucursale cu 7 sedii gol. Deci unele chiar foarte, foarte bune. Știu traviere video, știu case de bani și cu... Și ajutăm de a primit Jultana Pandele, Groben, Fien, Buciumen și Băgdad, avem sedii foarte frumos amenajate. Doar orientația? Nu să... Deci acum la Fien am hotărât Consiliul Local pe masă. Da? La Fien ne-a aprobat Consiliul Local de să cumpăr sediul cu 2200 de euro. Super bine! Spuneți-mi câteva sucursale care au un număr mai mare, domnule. Deci, de toată Fienul, am înțeles? Nu, nu. Cea mai mare este Șoptenga, care este și cea mai puternică, acolo fiind o fostă mine. Câți membri sunt așa? 1200. Vom urmează imediat foarte aproape Vulcana Pandele, unde am doi delegați. Toți casierii sunt salariați. Carte de muncă. Carte de muncă. Și așa trebuie în ceea ce se vorbească să ia cu contact de la sunt 17 salariați. Așa, deci în 4 sucursale am câte 2. Ca să prindă toată comuna, da? Așa.
După asta vine, după vulcanul Pandele, vine Drănești cu 1170, tot așa, aproape 1900. Vine Fiem cu 900 și aproape 1000, mai am încă o scoțeală excepțională într-o comună, se apropie de 1000. Am acolo toată lumea comunică, care vine tare de urmă. Iar criteriile de salarizare a membrilor, bănuiesc că aceasta este și așa, trebuie să fie peste tot, mai multe. Dar două mai principale este numărul de membri și încasări. Când noi ne zicem casieri, recuperatori de veni. Și facem o anume emulație între ei și că le dăm ca un acord de afară. Îți dau atât de ajută, dăm tot în casă. Da. Nu? Da. Sigur, sigur. Da. Și deci, ce se întâmplă? Și mai avem două ocuri ale personalului. Unul la Fiem, care acum e o reabilitare. M-am promis la Dumnezeu Națională și am aprobarea în Dumnezeu. Am refăcut pavimentul. M-a costat vreo 40 de milioane în funcție de scurt de bună, trebuie să mai avem o masă pentru zonul de masă. Le-am promis că le dăm acolo două materiale, o bicicletă, o tehnă statică și un autostopă și să mai schimbăm un pic de mobilier. Probabil că lucrul ăsta se va termina la 31 decembrie. Dar ce vreau să vă mai spun, apropo de... Deci, anual, desfășurăm adunări în comune, în sucursale, unde participă 1 din 10. Nu a venit totul, toată prezența se face foarte serios și lumea vine și apoi ei au posibilitatea de 1 din 10 până să discute în familie, la biserică sau la cât ceva bărbați. Încât toate preocupările noastre le facem cunoscut. Pe sucursale, pentru că ponderea pensionarilor de dumneavoastră sunt sucursale. Spuneți-mi, vă rog, vechiul sediu al casei de odihnă, la casei de ajutor reciproc a pensionarilor, Speranța, în ce an a fost cumpărat? În acest sediu am funcționat în el 41 de ani. A fost cumpărat deci, în 1971. Dar numai parterul, da. Și acum, și adunarea generală ne-a aprobat și am cumpărat și restul, și curte. Și curtea, da? Și totuși ați, dar înainte de asta, ați cumpărat, cumpărat acest sediu. Care o să vi-l prezint la dumneavoastră. Da. Motivația pentru care am cumpărat aici și, până, acolo ne-am gândit să facem o parte socială. Deci, din punct de vedere social, aveți un cabinet medical pe care o să mergem la el, tot în cursul zilei de astăzi. Da. La vechiul sediu, ce vreți să facem? Deci, vreți să facem Acum, vreau să lansez o provocare membrilor noștri de la care ce vreau ei, ce vor ei, o să lansez o provocare chiar și la întâlnirea care avem, că chiar aseară am avut o discuție cu Iașiul venit aseară, cu ceava la aseară și am început fiecare să mai dea câte o idee, poate mai primesc idei și de la alții. Da. Și atunci îi dăm prioritate, la unul pe vremea asta poate ne întâlnim la Teatru Panglici acum. Acum, datele pe care privind dumneavoastră o să ne le prezentați și acolo, noi și în cursul zilei de mine o să filmăm. Vreau să vă mai zic un lucru foarte frumos. Noi acordăm împrumutul Studio Gândă Zero. Avem 201 împrumute de la Institutul Anului. 88.341 de lei am dat pentru împrumut. Împrumut până la suma de 5.000. Da, pentru cei care au pensie mai multe de fapt. Odată până. Cum mai avem împrumuturi la nivelul fondului social, care se vedem de 4% anul, ne-am mai dat 1.227 de împrumuturi. 1.239 de lei, 460. Deci vreau să vă spun o chestie. Și toate împrumuturi cu dobândă socială, între 4 și 7% reprezintă 29,4% din total împrumuturi, dar le dăm. Adică, ce zice, 540. Așa că încercăm să facem o protecție socială și prin dobânzi mici, la noi real. Da. Așa, și cum vreau să vă mai zic,
Am accentuat foarte mult creșterea fondului social și am ajuns la 800 de lei pe membru. Pentru mine e un membru. Sunt alții, au peste 1000 de lei. Dar să ajungem și noi, am plecat cu mare handicap. Da, așa este. Da, și am cele mai mari investiții la anul ăsta, în afară faptului că ne-am ocupat de coordinarea sediului actual, pe care o să-l vizităm. Cumpărarea integrală a sediului vechi, am cumpărat un aparat cu aprobarea domeniului generalului, un ecograf, performant, și am mai cumpărat un aparat de măsurat de ecograf, la care sunt lucruri de prezență foarte, dar din partea membrilor noastre. Adică nu mai face spațiu. Nu că nu face față, dar lumea este ocupată din cea mai mare parte a fiecare. Deci acordăm și 12 analize de glicemie, una pe lună, gratuit, în fiecare membru, și un colesterol și o trigliceride la fiecare trimestru, respectiv 4 cuante, din fiecare gratuit. Restul de... Deci, procesul director în 5 zile din 1 octombrie, a aprobat ca ecografia să costă numai 10 lei, că este poroza 0, de face un nebrat. Și alte servicii, tot așa, în cabinetul medical. Domnul președinte Diaconescu, sunt onorat că sunt primul care scrie în această carte de onoare a dumneavoastră. Da. Și sper eu că peste generații, peste câteva zeci de ani, cei care din după noi să vadă ce am făcut noi, cu ce ne-am preocupat și ce rezultate am avut. Și am să-mi permit să vă citesc ce am scris. Poate cuvintele nu exprimă toată satisfacția și tot ceea ce trebuie să spun pentru a marca acest moment deosebit și activitatea dumneavoastră în general. Sunt deosebit de onorat să particip la sărbătorirea celor 55 de ani de activitate de la înființarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Speranța Pucioasă și a inaugurării noului sediu. Car Speranța este condus de un consiliu director format din 6 membri. Președinte este domnul Diaconescu Dragomir. Comisia de cezur este formată din 3 membri, a cărui președinte este doamna Florescu Elena. Contabil șef este doamna Geală Nicoleta, iar secretar este doamna Nikita Mihaela. Carpul condus de acești oameni inimoși a reușit, datorită unui management deosebit, să crească numărul de membri pensionari de la 11.479, când a fost ales ca președinte al Carpului domnul Diaconescu Dragomir în 2002, în condițiile în care orașul Pucioasă are o populație de 16.000 de locuitori. Această creștere însemnată se datorește celor 22 de sucursale din localitățile învecinate, la care s-a desfășurat permanent o activitate intensă de lămurire a pensionarilor, asupra avantajul de care beneficiază ca membru CARP. Asociația are un microbus cu care efectuează excursii, iar până la 37% din costul acestora este suportat de către CARP. CARP are un cabinet medical propriu cu 2 medici și un asistent, ecograf și aparat pentru osteoporoză. La cabinet se acordă consultații și tratamente gratuite sau cu prețuri foarte mici. CARP are și o farmacie cu produse naturiste. Dobânzile foarte mici, cu dobândă zero pentru pensionarii cu pensii până la 400 de lei, iar valoarea sumei pentru pensionari cu pensie până la 400, iar valoarea sumei împrumutate să nu depășească 500 de lei. Celelalte servicii acordate fac această asociație să fie un exemplu pentru alte carpuri din federație. Felicitări din inimă și le doresc cât mai multe realizări pentru a ajuta pe pensionari să treacă cu bine prin această criză prin care trece în prezent România. Cu stimă și respect, semnează președintele Federației Naționale Omenia Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, Florul Gheorghe. Domnul președinte, felicit și vă doresc mulțumesc pentru apreciere, să dea Dumnezeu să fie bine pentru toată lumea. Și pentru federație și pentru noi. Absolut, absolut. Pentru că realizările dumneavoastră fac parte din plenul realizărilor Federației Naționale. De aceea am și scris acolo că sunteți un exemplu pentru celelalte carte. Deci, într-o localitate mică, la nivelul țării, de 16.000 de locuitori, iată că aveți... Se poate. 15.000 de membri, aproape 15.000 de membri. Încă o dată, felicitări!